Hei, suntem noi aici pe vlog. Bine ați revenit la un nou vlog marca Life in Slow Motion. Vă salutăm din centrul Londrei, din centrul City of London. Suntem la Barbican. Am venit să lucrăm de aici, de la Barbican, din sala de lucru. Care e un fel de foaie de așteptare pentru intrat la evenimente, dar pe timpul zilei foarte mulți oameni folosesc ca pe o cafenea sau ca să lucreze de acolo. Sunt foarte multe mese de unde poți lucra. Ce e Barbican? Barbican este un loc în care eu, în primul an de facultate și în primii ani când am venit în Londra, veneam foarte des aici, eram fascinat de locul ăsta. Este un complex. Un complex de clădiri care seamănă, are o arhitectură modernă asemănătoare cu locuințele sociale, doar că este în mijlocul Londrei, este la 5 minute de catedrala St. Paul și este construit la o calitate foarte înaltă și spațiile comune sunt foarte generoase, există niște piscine cu apă, cu plante, cinema, sală de evenimente, restaurante și sunt foarte, foarte multe facilități și este un loc care foarte bine întreținut pentru că de veche, de undeva din anii 70. Astăzi ne-am propus să vă prezentăm câteva locații unde, nu știu, ne-am plimbat, nouă ne făcea plăcere să ne petrecem timpul atunci când locuiam în Londra. O să încercăm să vă spunem câte puțin despre fiecare și, după cum v-ați dat seama deja, începem vlogul de aici, de la Barbican. Haideți să facem o plimbare, un tur și să înțelegeți puțin mai bine povestea pe care v-a spus-o Mircea mai devreme despre acest loc și de ce era el atât de fascinat în anii de facultate să vină aici. Eu n-am înțeles niciun astăzi. Noi ne aflăm acum în mijlocul complexului Barbican. Chiar aici, în spatele meu, este intrarea în foaierul, de unde se poate intra la cinema sau la sala de evenimente, la bibliotecă și așa mai departe. Acolo am stat și noi și am lucrat. În mijloc, aici unde ne aflăm, este un spațiu deschis foarte mare, cu niște piscine, cu plante și multe măsuțe și scaune unde lumea poate să-și petreacă timpul în aer liber. Și în spatele tău acolo ce se poate vedea? În spatele meu este o școală. Este școala de fete. Școala de fete din City of London. Da, chiriile sunt foarte mari pentru că e o poziție foarte bună și sunt foarte mulți oameni care își doresc să locuiască aici. Chiar dacă apartamentele nu sunt foarte luxoase sau nu sunt neapărat nici foarte mari și poate să fie și foarte frig iarna, totuși sunt foarte mulți care se înghesuie și își doresc să stea în Barbican. Planul proiectului este super alambicat. Eu nici până ziua de astăzi n-am putut să-l deslușesc. Nici tu nu te descurci foarte bine pe aici, nu? Nu. Uite, de aici se poate vedea, cred că, cel mai bine proiectul și amploarea lui. Comparând acum cu toate locurile în care am fost noi, ce e de lăudat la Londra, Marea Britanie nu știu dacă se aplică, dar la Londra e faptul că toate clădirile, indiferent de vechimea lor, că sunt publice sau private, sunt extrem de bine întreținute a la lung și de asta s-a păstrat atât de bine orașul. Noi continuăm plimbarea, am ieșit din Barbican și de pe pasarela asta se vede vechiul zid al Londrei. Toată zona asta în care ne aflăm acum, Londinium sau vechiul oraș al Londrei, are cam 1 square mile, o milă pe o milă. Și este preponderent ocupată de birouri și clădiri administrative, sunt foarte puțini rezidenți. Barbican este probabil cel mai mare complex rezidențial din City of London. Continuăm plimbarea pe niște pasarele noi pe care nu le-am văzut înainte să plecăm din Londra, probabil că sunt mult mai noi. Pe lângă faptul că arată totul super bine, eu nu mai recunosc nimic. E totul nou aici, nu? Da. Sunt foarte multe construcții noi și zone pe care noi le frecventam săptămânal și în 4 ani s-au schimbat atât de tare încât ajunge într-o intersecție și nu mai știi încotro să iei. Da. Nu imaginam că poate clădiri, să se transforme de mult. Clădiri noi care sunt... Arată super bine, da, nu mai foarte bine. Felul în care se construiește... S-a construit foarte mult, dar nu... Sunt deja înghesuite, dar nu sunt atât de... Da, dar sunt durabile, da, și calitatea e incontestabilă. Nu am mai văzut-o. Aici e o clădire care este îmbrăcată în plăci ceramice. Făcute, bineînțeles, special, modele speciale pentru fațada asta. A rămas cu gura căscată? Închisă, că nu mai ai ce să comentezi. Ce zici? Închisă, că nu ai ce să comentezi. Uite ce frumos se vede și scara aia de acolo. La Londra este, bineînțeles, un oraș foarte scump și multe zone sunt inaccesibile populației de rând, dar îți oferă și astfel de locuri, precum Barbicanul sau te poți plimba între clădirile astea de birouri. Gratis.
Da, adică sunt locuri cu acces gratuit de foarte înaltă calitate și ai acces la anumite facilități. Ai acces, poate poți să lucrezi dintr-un loc. Spațiul e foarte scump, dacă vrei să închiriezi un apartament e foarte scump. La metrou te înghesui, în autobuz te înghesui, dar sunt anumite locuri pe care dacă le știi, cum e locul de unde am lucrat noi astăzi, am lucrat dintr-un birou imens pe care l-am împărțit cu câțiva oameni. Da. Notabil este faptul că toate galeriile și muzeele care aparțin statului, da, oferă intrare gratuită. Și o să mergem și la unul dintre ele, să vedem dacă putem filma la interior. Da, astăzi o să mergem la unul dintre ele, însă mie mi se pare un lucru să poți să vii ca turist și să intri gratuit la cele mai cunoscute muzee, adică nu vorbim de unele nișate, British Museum, da, Tate Modern. Da, da. Victoria and Albert Museum, toate au intrare gratuită și dacă vrei să vezi anumite expoziții temporare, acelea într-adevăr costă. Sunt cu plată, costă. În schimb, 90% din muzeu e doar al tău gratuit. Ne pare rău că am filmat din bezna asta, mergem mai departe. Noi o să petrecem foarte puțin timp în Londra, însă am stat și ne-am gândit și nu știm sigur dacă vom reuși să facem și un vlog despre locurile turistice, însă ne-am gândit că ar fi mai bine să profităm de toată experiența pe care o avem în oraș, ca să vă arătăm altă față a orașului, alte locuri la care poate nu aveți acces atunci când veniți pentru prima dată în Londra și care poate o să vă placă și o să doriți să le vedeți. Așa că sperăm să nu plouă în weekend, să reușim să facem un vlog și din zonele cunoscute, Westminster, Big Ben, Piccadilly, Oxford Circus. Însă pentru că la acele aveți acces probabil și la alți vloggeri și în online. Sperăm să vă mulțumească și vlogul acesta în caz că rămânem doar cu el. Hai să mergem. Vă spuneam că mergem acum spre Tate Modern, nu? Da, și o să trecem pe lângă St. Paul's. Unde la St. Paul's obișnuiam să mergem din când în când la slujbă, nu știu dacă mai țin minte. Da. Mergeam la slujba de duminică. De o grandiozitate foarte mare, da, în care aveam acces să mergem și să stăm pur și simplu la slujbă. Mai țin minte că am vizitat clădirea asta? Între anumite perioade ale anului se organizează un eveniment în care pot fi vizitate tot felul de clădiri publice și nu numai. Nu? Cred că se numește Open House, London Open House sau ceva de genul ăsta. Și ce se mai poate vizita? Muzeele, nu? Muzeele oricum sunt deschise. Clădiri, de exemplu, clădiri de birouri, care normal nu sunt deschise, nu sunt deschise publicului, le poți vizita. Sau clădiri de stat care nu sunt deschise publicului și pe care eu le poți vizita. Eu să vă inserez în descriere informația asta. Probabil este într-o anumită perioadă a anului. Da, sunt câteva zile într-o anumită perioadă și pur și simplu e un program, o hartă pe care o poți folosi și te poți ghida în jurul Londrei și poți vedea, ai acces la foarte multe clădiri la care în mod normal nu ai avea. Și clădirea asta pe care am vizitat-o noi atunci este proiectată de un arhitect faimos britanic care a murit anul trecut, cred, Richard Rogers, și care împreună cu un alt arhitect de origine italiană au proiectat și centrul Pompidou din Paris. Dacă te plimbi mult prin City of London o să rămâi cu gâtul așa înțepenit, capul în sus. Da, interesant e că vezi exact City of London, zona, să spunem, zona centrală, cea mai veche zona orașului, s-a dezvoltat în direcția asta, atât de modernă și... Da. Însă există în continuare clădirile vechi. După atâția ani în Londra, mi se conturează din ce în ce mai clar ideea asta, cum că un oraș chiar nu le poate avea pe toate. Adică arhitectura, străzile sunt atât de dezvoltate, facilitățile despre care vorbeam mai devreme. În schimb, nouă ce nu ne-a plăcut a fost vremea. Și oamenii, graba, viața poate fi foarte ciudată aici. În primul an când m-am mutat aici, mi se părea foarte ciudat că nu faci contact vizual cu nimeni. Nu se uită nimeni la tine și din potrivă dacă este considerat... Dacă se uită cineva la metrou la tine, te sperii, chem da, poliția. Da, și dacă cumva din greșeală se întâmplă să faci contact vizual cu cineva, e așa un moment foarte ciudat în care nu știi ce să mai faci. Acum, în comparație cu Turcia, unde... Da. Da, și dacă, face cineva, dacă se uită cineva insistent la tine în metrou sau așa, chiar e... Da, înseamnă că e ceva neregulă. Da, sunt părți bune și părți rele. Nu știu cum, dacă există vreun oraș care să le echilibreze așa. Cu cine am mai vorbit, cam astea ar fi... Da, și e un oraș foarte scump, adică ca să simți că trăiești ușor și că
ai o viață frumoasă și că poți să faci tot ce-ți dorești fără să te gândești cât te costă mâncarea, trebuie să câștigi foarte mulți bani, pentru că noi astăzi am fost să lucrăm de acolo gratuit, dar am cumpărat un ceai, o cafea, două ape și un sandwich. Da, eu am fost șocată. Și am cheltuit 100 de lei. Bine, noi venim și din Turcia, unde viața pentru noi era foarte ieftină. Și tu ai cumpărat ieri o apă plată, am luat o apă cu 12 plată, lei. Cu 12 lei. Și în Turcia puteai să iei 24 de ape sau câte. Da. Adică e o apă, nu e... Da, adică nu e de două ori mai scump, este de 24 de ori mai scump. Bine, da. La anumite lucruri. Da. Mă rog, există posibilitatea de a te duce într-o alimentară, dar ar trebui să fie accesibil și în oraș, să poți să-ți cumperi o apă de la... Nu de la o cafenea, că nu era cu service, da, era nu poți să mănânci. Și la alimentar nu poți să mănânci un lunch fără 30 de lei, da. 35 de lei, 5 lire, 6 lire. Hai să nu te calce. Taxiurile se pare că s-au... Taxiurile, da. S-au... modernizat. Au fost aduse la noile standarde și cred că sunt electrice sau hibrid, pentru că nu mai scot atâta fum ca cele dinainte și nu se mai aud la fel. În drumul nostru spre St. Paul trecem pe lângă mall-ul care se numește One New Change și dacă vreți să vedeți St. Paul-ul de la apropiere, la etajul 3, la 4, ultimul etaj al mall-ului, este un bar cu o terasă mare, de unde puteți să admirați împrejurimile gratuit. Drăguț. Se numește The Wild Table of Love. Ceai pe masă. Cafea, banane. Vrei să spun un ceai? Ceai. Foarte mișto sunt făcute. Nu mi-a plăcut de mult ceva așa mult. Bineînțeles că dacă am studiat arhitectura, primele plimbări prin centrul Londrei au fost cu profesorii de la facultate și am aflat foarte multe povești adevărate sau nu. Printre care una despre clădirea din spatele meu, care fusese terminată cu vreo câțiva ani înainte să încep eu facultatea și se spune că imediat după finalizarea construcției, la câteva luni, e făcută stâlpii aceia care se văd de la partea superioară a clădirii, sunt făcuți din blocuri întregi de piatră și se spune că au crăpat câteva blocuri de piatră de la acei stâlpi și reacția arhitectului a fost să-și rezerve niște bilete de avion să plece din țară. Piața asta este foarte aproape de St. Paul. Se poate vedea și catedrala de aici din piață și, după cum puteți vedea, există aici un loc amenajat unde vă puteți așeza și, de asemenea, vă puteți lua de acolo, de la Starbucks, unde este o coadă enormă, interminabilă, o cafea și să stați aici, să o beți. Se poate juca și tenis de masă. Asta este una dintre vechile porți ale orașului, care era pe zidul Londrei. Acum noi ieșim, practic, din City of London, din vechiul oraș și intrăm în curtea catedralei, care nu era, se pare că nu era... Nu aparținea de City of London. De vechiul oraș. De catedrala a fost catedrala? Ars de câteva ori, inițial a fost din lemn și ars de câteva ori, ars și la London Fire și apoi nu mai știu exact toată istoria. Hai, pune-te pe citit aici pe scări și ne spui imediat, da? Așa cum ziceam și mai devreme, penultima clădire a catedralei St. Paul a ars în marele incendiu al Londrei, care a avut loc în 1666 și prezenta clădire a fost proiectată de arhitectul Christopher Wren într-un stil baroc englezesc și mai devreme vă spuneam că noi am participat la slujbe catolice. Slujbele astea, de fapt, sunt anglicane, pentru că în Marea Britanie religia este una anglicană, cred că e foarte similară cu religia catolică. Accesul este închis astăzi, nu se poate intra. Da, noi obișnuiam să stăm pe scările din spate și să nu mai stă pe trepte de obicei, dar acum... Acum nu se poate. Nu se stă. Dar vreau să ne spui, te rog frumos, povestea cu care mai vrăjit și care, într-adevăr, funcționează, legată de cupola catedrei.
când se poate vizita catedrala, se poate vizita la nivelul parterului, dar se poate și urca până la ultimul nivel, deasupra cupolei, se poate și pe un balcon de unde se vede foarte frumos Londra 360 de grade, dar cu un nivel mai jos de capătul acestui traseu, pe foarte multe scări metalice, o să vă aflați la baza cupolei, unde este un balcon interior. Dacă o persoană stă într-o parte și cealaltă persoană stă la fix 180 de grade, o persoană vorbește în perete și altă persoană ascultă, o să se audă ce șoptește cel de la nu știu câți metri, pentru că diametrul cupolei este foarte mare și sunt destul de mulți metri între cele două persoane, dar o să puteți auzi din șoaptă. Deci așa am cerut-o eu pe Monica de nevastă, dar eu am mai cerut-o de multe ori până a acceptat. Mai stă puțin mai rău cu auzul. Ce ai zis? Nimic, mergem? Hai! După cum vă ziceam, majoritatea taxiurilor sunt model nou și cred că sunt hibride sau electrice. Însă se pare că mai există și modelul vechi de Black Cab, ca ăsta gri din spatele meu. Dar majoritatea sunt modelul nou. Și ca să mai dezvolui ceva despre Mircea, a ieșit în care un GBK, care se traduce Gourmet Burger Kitchen. Când am venit prima dată în Londra, mi-a zis Mircea, hai să te duc să mănânci cel mai bun burger pe care l-ai mâncat în viața ta, era leșinat după ei, m-a disperat cu ei. Și acum o să mergem să mâncăm și noi un burger. Burgerul cu blue cheese, cu sos de blue cheese și cartofii... Da, fac niște cartofi pai. Haideți că vă arătăm acum înăuntru. Pai. Și au niște roșii așa din care se pune ketchup. Să vedem dacă mai au ce mâncam noi. Da, e închis. E închis? Pare că nu au aprins în interior. Poate pur și simplu n-au clienți. E deschis. Deci vă recomand blue cheese cu sosul blue cheese sos și skinny fries. Și când eram tineri, mai mâncam și cât un milkshake Oreo la jumătate de litru, dar nu mai mâncam și de la. Nu mai bem. Sare bila în aer. O chestie super interesantă pe care am văzut-o de când am venit în Londra și mi s-a întâmplat și mie la un restaurant și în Mircea, pentru că ieri am fost fiecare în direcția lui. Aici, cum era, spre exemplu, în Turcia, când au scos meniurile și era codul QR, aici au codul QR pe meniu, însă, ca să evite plata și contactul cu clienții, comanzi prin aplicație, plătești prin aplicație, ei primesc comanda și ți-o aduc la masă și se finit. Asta e tot serviciul. Am comandat și am plătit. GBK nu e un loc scump, e un loc, nu e nici ca McDonald's. Nu știu cu ce se compară din România, dacă există ceva, un lanț de burgeri în România. E un restaurant normal. Și am plătit pentru 2 burgeri și 2 porții de cartofi, 180 de lei. Și am cerut un card din ăsta. Înainte, când stăteam în Londra și mâncam destul de des la GBK, îl foloseam pentru că odată la 3-4 burgeri primeam unul gratuit și l-am luat așa mai mult ca amintire. Dezamăgire totală. Sau îngreșea și skinny fries sau făcut. Sunt cartofi normal ca la Mac. Înainte erau foarte, foarte, foarte subțiri. Și burgerul e burger, da? Nici roșia pe masă nu mai e, bă, frate, 4 ani câte s-au schimbat, nici skinny fries nu mai sunt ce erau. Nici noi nu mai suntem ce am fost. Poate tu. Oricum, burgerul arată super bine. E bun. Nu-i dubiu la puțet, dar merge. Am mâncat și, după cum se poate vedea, bine ați venit în Londra, pentru că a început să plouă. Una dintre problemele veșnice, plecam de acasă, arăta soare pe weather, mergeam cu metrou o jumătate de oră până în celălalt capăt al orașului și când ieșeam de la metrou ploua. Hai să vedem dacă ajungem în Tate Modern. Dar trebuie să luăm partea cealaltă? Mai puțin ploua, nu, înainte și la dreapta. Hai. Se aud clopotele de la Saint-Fond. O să trecem pe podul care a apărut în Harry Potter. Da? În ce? Așa știu, că podul ăsta a apărut în Harry Potter, dar nu mai știu în care. În primul nu mai știu în care.
De fapt, nu cred că în primul, că în primul nu știu dacă... Trebuie să mai faci și un maraton construit de Harry Potter. Da. Why is always raining when you have tennis? Ce a zis Citanu? Why is always raining when you have tennis? Because you are living in London. Ar trebui să luăm o umbrelă, cred. Am cărat o umbrelă prin Turcia, timp de o lună de zile. M-a cocoșat ca să o folosesc o singură dată în Istanbul. Și am venit la Londra fără umbrelă, așteptându-mă că nu o să plouă. Și suportul de filmat cu telefonul, care era bun în ploaie. Da, nu l-am luat, că ne-am gândit că nu o să plouă. Da, și acum o să trecem pe podul din Harry Potter. Și pe partea cealaltă de pod este Tate Modern, fosta termocentrală care găzduiește un muzeu de artă modernă. Cum vă ziceam și mai devreme, ce e mișto la Londra este că sunt foarte multe clădiri publice cu acces gratuit și sunt atât de mari și de oferă atât de multe lucruri, muzeele, bibliotecile, centrele astea culturale, încât chiar dacă vremea e urâtă în fiecare zi, ai unde să te închizi. Ai posibilitatea să-ți petreci o zi întreagă într-un loc de genul și... Poți să fii și cu mâncare de acasă, adică există și opțiunea asta, nu te dă nimeni afară. Să fii cu mâncare. De unde ți-a venit asta? Păi băiatul de lângă noi astăzi venise cu o caselă de mâncare și am simțit mirosul de asta. S-a lovit mirosul inconfundabil de alune prăjite? Era un băiat acolo care avea lire englezești din plastic, ca la noi, ca în România. Avea de 20 de lire, bagnote din plastic. Ce n-am văzut? Noi suntem de 5-6 zile în Londra și încă n-am pus mâna pe bani cash. Și nici nu cred că punem mâna pe bani cash. Hai, măcar să luăm și noi o liră. Nu-mi doresc, de ce? Păi poate mai găsim cu... Regina Angliei, că după s-ar putea să se schimbe. Să avem și noi. Că nu mai avem de atunci. Știi că te duci de obicei într-o țară străină, tot timpul rămâi cu bani. Păi da, păi avem din Indonezia, din banii ne-au rămas. Avem acasă o bancnotă de 75. Dacă vin, nu rămâi cu niciun ban, că chiar te-i pe toți. Am ajuns la intrarea în muzeu, o să intrăm în muzeu. În partea stângă se poate vedea și o clădire nouă. Muzeului Tate Modern a fost adăugat o extensie în urmă cu câțiva ani. Bineînțeles că orice clădire importantă din Londra, proiectată de niște arhitecți faimoși, Herzog de Meuron, și cam atât. Intrăm să vedem dacă putem filma în muzeu și să vedem ce ne mai aducem aminte din expoziții. Am intrat la Tate, o să ne primăm puțin, să vedem ce mai nou, însă din păcate nu avem ce voie să filmăm. Acum fermentăm noi puțin legea, însă nu o să filmăm expozițiile, dar... Ce vreau să vă spunem este că dacă cumva prindeți o zi ploioasă în Londra, e o idee bună să veniți aici, să vă pierdeți timpul, pentru că aveți și pace. Puteți alege unul dintre zecile de muzee din Londra, da, în funcție de preferințe. Unul dintre ele fiind Tate Modern. Un alt muzeu cu exponate foarte interesante din toată lumea este British Museum. Da, care este diferit de acesta. Însă preferatul nostru este Victoria and Albert Museum, pentru că, din punctul nostru de vedere, este cel mai variat și clădirea în sine, poziția clădirii și povestea ei sunt impresionante. Nu știu dacă o să ajungem în timpul acestei excursii în Londra, însă cu siguranță, la un moment dat, o să vă prezentăm și Victoria and Albert Museum. Până atunci, ăsta este Tate Modern. Cei care ne urmăresc pe Instagram probabil au văzut postarea deja. Cei care nu ne urmăriți, ăsta este un reminder să vă uitați pe Instagramul nostru și să ne dați follow dacă doriți. Și de asemenea, dacă nu sunteți abonați la acest canal, să apăsați butonul de abonare. Avem apa aici. Este pentru prima dată când am văzut acest concept. Se numește There is no planet Z și încurajează comercializarea apei în doze de aluminiu. Nu știu cât de sănătos este, eu știam la un moment dat că nu e sănătos mânci din aluminiu, o să îți iei alimente în aluminiu. Ei o fac cu gândul că acesta poate fi reciclat de nenumărate ori și la nesfârșit. E ciudat să bei oricum dintr-o doză și să nu-ți vină gust de colan. Să nu fie cu acid. Ce facem? Ne-am gândit să mergem spre Covent Garden, unde se află opera din Londra, nu? Și ce mai e acolo? Cea din Paris. Covent Garden, Covent Garden Market, este o piațetă acoperită cu tot felul de restaurante, magazine,
multe magazine, multe baruri. Și în apropiere se află și Leicester Square, unde sunt... Leicester. Să spui ca o englezoică adevărată. Leicester Square. Exact. Unde se află majoritatea sau mare parte din teatre și... Teatrele de musical. De musical, da. Sperăm că o să și întunece până atunci și o să prindem toate luminițele. Care a fost musicalul care te-a impresionat pe tine cel mai mult? Singurul pe care l-am văzut. ABBA. Nu? Da. Am fost la două musicaluri atunci când am stat în Londra. Mizerabili, pe care l-am văzut din ultimul rând și eu nu văd la distanță, eu sunt semi miopă și nu am văzut, n-am înțeles nimic. Deci am văzut un singur musical, ABBA, Mamma Mia, de fapt, la care am avut locuri în spate, numai pentru că spectacolul a fost pe sezi, locurile nu erau date, locurile din față, și ne-au permis să avansăm și pot să vă spun că dacă mergeți la un musical și puteți să dați ceva mai mult, adică vă permite să dați ceva mai mult pe bilete, nu se compară experiența. Deci nu se compară. Să stai acolo în primul rând, să le vezi expresiile, alte, se aude muzica, e cu totul altă. Nu e ca la cinema, să stai cât mai în spate. Trebuie să stai cât mai în față. Nu, deci chiar eu am rămas cu impresie extrem, extrem, extrem de plăcută după... La sfârșit, aplaudam acolo, că bravo, bravo, și că eu eram în față. Foarte mișto. Dacă puteți să luați de undeva bani și să-i puneți în plus, pentru că știu că poate să fie destul de scumpe biletele, într-adevăr, face diferența. Nu ai ce să zici, arhitectura e incomparabilă. Londra, genul de vloguri pe care îl facem cu informații despre o clădire, două, așa cum făceam din Istanbul sau în zona anume, cred că poți să faci din Londra 50.000 de vloguri. 50 de ani vloguri și da. Să nu se termine. Suntem lângă Temple Church și o zonă foarte mare care e închisă accesului auto, au voie doar rezidenții să intre cu mașina. Și este foarte, foarte liniștită. În general, cele mai scumpe zone din Londra sunt zonele care arată arhitectura și-a păstrat așa aspectul ăsta englezesc. Și sunt clădirile vechi. Cu cât e mai autentică zona mai și mai curată, cu atât e mai scumpă. Da. În spatele meu este tribunalul din Londra și tot undeva pe strada asta este și una dintre vechile porți ale intrării în City of London, iar de aici, dacă mergem în direcția aceea, ne îndreptăm spre Buckingham. În momentul în care regina voia să viziteze City of London, se făcea, cred că, o ceremonie sau ceva de genul în care ea venea la poarta de intrare în City of London de aici și trebuia să primească permisiunea primarului londonez să intre în oraș. Cam așa arată piațeta de la Covent Garden. Dacă cumva veniți pe perioada iernii aici, tot timpul în curtea din față veți vedea un brad decorat de Crăciun și piața întreagă este plină de decorațiuni, iar primăvara au decorațiuni specifice primăverii. Am decis să ne mai plimbăm puțin și pentru că în apropiere era Chinatown și pentru că noi credem că Londra este orașul tuturor culturilor, mergem să facem o plimbare prin Chinatown și să căutăm ceva dulce chinezesc.
Noi nu am fost... Înainte, cred că decât o singură dată am fost în Chinatown, nu mă aduc aminte să fi fost de mai multe ori. Dar acum mi se pare fascinant. Abia aștept să mergem și în China. Shanghai Modern. Mergem în China? Da, cum să nu. Așa zici tot timpul, da, cum să nu. Mergem unde nu mergem noi. Am văzut un Chinatown Bakery. Și eu cum sunt cu bakery-ul, vreau să văd care e oferta zilei. Adică cocături. Uite ce fac aici. Fac niște... Îndeței din ăștia umpluți. Cred că putem să intrăm pe partea să ieșim pe cealaltă. Dried pork floss roll. Peanut cake, vanilla face roll, uite. Fondant. Ah, astea chiar sunt cu porc. Nu, nu porc. Deci sunt, nu sunt spring, sunt și salată, spring onion. Barbecue, chicken bun. Sunt cu fasole roșie și cu Nutella. Până la urmă am luat ăsta cu vanilie și cu același tip de aluat. Și ce mai arăți aici? Hong, nostalgic Hong Kong. Hong Kong style milk tea, ceai cu lapte. Oh. Din Hong Kong. Să vedem cum e. Te dai pe cocături chinezești? Mm-hmm. Seamănă cu ruladele alea de la noi? Băi, seamănă puțin la gust, dar... Seamănă cu ceva, mi-e familiar gustul, dar nu știu cu ce exact, dar... E ca un chec de-al nostru, doar că e mult, mult mai... Pufos și nu are... Nu e deloc făinos, e mai închecat, da. Așa mai... Vezi și nu vrei să-l luăm. E bun, nu? E bună, mă așteptam să fie foarte... Lipicios, așa... Nu neapărat, mă așteptam să fie așa, fără gust, fără... E ca și mai mânca burete, așa, când mă uit la tine. E bună. Pe partea cealaltă se poate vedea Curzon, care este, mă rog, o linie de cinematografe, nu? Din Londra. Curzon, da. Da. Este o linie de cinematografe din Londra și chiar zilele astea a avut loc un festival de film. Da, nu știam. În Londra și au fost mai multe evenimente, mai multe lansări de filme în lanțul de cinematografe Curzon. Acum ieșim din Chinatown și ușor-ușor ne îndreptăm spre casă, însă aceasta este strada despre care vă spuneam mai devreme, unde se află majoritatea teatrelor și unde se țin musicalurile. Aici, spre exemplu, e Zerabili. Suntem noi aici pe final de vlog. Vă mulțumim că v-ați uitat la un alt vlog marca Life in Slow Motion. A fost o după masă casual, plimbare liniștită prin Londra, prin locurile pe care le mai frecventam noi în perioada în care am locuit aici. Sperăm că v-a plăcut acest vlog și că poate ați învățat lucruri noi, iar data viitoare când o să vizitați Londra, dacă o să vizitați, poate o să le luați în calcul. Cam atât pentru astăzi. Noi ne revedem data viitoare cu un vlog nou și vă mulțumim celor care sunteți abonați și care ne scrieți pe Instagram, pe YouTube. Vă mulțumim pentru comentarii. Ne bucurăm să vedem că această comunitate crește. De asemenea, cei care nu sunteți abonați, vă rugăm să vă abonați și să dați și like acestui video. Și share masiv! Ne vedem în următoarele vloguri din Londra sau din altă parte. Ciao. Salutare! E bun? E bun? Ce trebuie? Adică nu e bine să încerci să-ți retrăiești amintirile, vrei să zici? Da, pentru că te chinuiesc după aia. Amintirile mă chinuiește, amintirile mă răpolește. Fără ea, în nopțile, astăzi mi-a rămas amintirile. Nu mai știu. Nu mai știu.
Facem un video, facem un videoclip 300 de stâni în mijlocul Londrei. Covent Garden, Iaghiriorzu. Merhaba arkadaşlar, ia spune-le. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün yeni bir vlog yapıyoruz. Evet, evet. Ve yarın başka bir vlog yapıyoruz. Yarın yok. Yarın yok. Yarın çalışma. Yarın çok yağmurlu. Hava çok yağmurlu.